42 de persoane au ajuns începând cu luna mai la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru îngrijiri medicale, după ce au fost înțepați de căpușe. Iar dintre aceștia, 13 au fost pacienți pediatrici. Potrivit medicului epidemiolog Cătălina Zorescu, de la începutul anului 2017 și până în prezent, doar în două cazuri a fost confirmată boala Lyme. În urma unei statistici a secției de boli infecțioase, numai în luna mai, un număr de 42 de persoane care au fost înțepate de căpușe s-au adresat la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava pentru îngrijiri medicale. Potrivit medicului specialist pediatru și boli infecțioase Monica Terteliu, înțepăturile de căpușe nu reprezintă o urgență medico-chirurgicală. În legătură cu prezentările în departamentul de primiri urgențe a pacienților cu înțepături de căpușă, începând cu luna mai, am avut 42 de cazuri, dintre care 13 la pacienți pediatrici sub 18 ani și 29 la pacienți adulți. Înțepăturile de căpușă nu reprezintă o urgență medico-chirurgicală. Pacientul se poate prezenta și a doua zi în cadrul secției de boli infecțioase cu bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada de asigurat. El va fi consultat și va primi recomandările legate de tratamentul respectiv, profilaxia acestei boli. Sigur că aceste înțepături de căpușă sperie destul de mult populația, mai ales datorită informării nu întotdeauna corecte mass media a ceea ce înseamnă înțepătura de căpușă. Ce trebuie să știe populația este că în ultima perioadă un procent destul de mic de cazuri s-au confirmat din acele înțepături de căpușă ca având boală Lyme. Pacientul după consult îi se recomandă o profilaxie antibiotică, iar de-abia după 3 săptămâni de la înțepătură, printr-o analiză, se poate afirma cu siguranță dacă acea căpușă i-a transmis sau nu pacientului boala Lyme. Așadar, nu este o urgență, însă este indicat ca pacientul să se prezinte la medic pentru lămuriri și pentru a primi toate recomandările necesare. Conform directorului adjunct al Direcției de Sănătate Publică Suceava, medicul epidemiolog Cătălina Zorescu, de la începutul anului 2017 și până în prezent, doar în două cazuri a fost confirmată boala Lyme. I-a menționat că această boală este transmisă de căpușele purtătoare ale bacteriei Borrelia, precizând însă că nu toate căpușile sunt purtătoare ale acestei bacterii. De la începutul acestui an au fost diagnosticați cu borelioză, cu boala Lyme, 2 pacienți. În tot anul precedent, 7 persoane au primit acest diagnostic. Boala apare după înțepătura de căpușă. Deși în evidențele Spitalului Județean de Urgență se află un număr mare de persoane care s-au prezentat pentru extragerea acestei insecte, deci în urma înțepăturii, nu toate înțepăturile sunt cu risc de îmbolnăvire, nu toate determină boala. Totuși, recomandăm insistent ca, dacă se întâmplă acest incident, persoana respectivă să se prezinte într-un serviciu medical pentru a fi extras insecta și pentru a primi tratamentul de urgență. Totodată, medicul Cătălina Zorescu a făcut și câteva recomandări pentru evitarea înțepăturilor de căpușe atunci când persoanele doresc să-și petreacă timpul în aer liber. Recomandăm de asemenea ca măsuri de prevenire evitarea statului prelungit în câmpuri deschise cu vegetație înaltă, cu iarbă, mai ales pe acele terenuri unde au păscut animale, oi, capre, pentru că acel teren rămâne contaminat cu aceste insecte. De asemenea, recomandăm portul unor haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, deci pantalonul să fie lung, încălțămintea să fie adecvată, de tip gheată, pentru a ne proteja de aceste înțepături. Acum, într-adevăr, este sezonul lor, primăvara, când sunt mai agresive